Hai că parcă lucrurile astea ce ne-au întristat foarte mult în ultimul an parcă încep să fie mai digerabile, parcă e mai acceptabil, parcă se vede o luminiță la capătul tunelului. Parcă. Sperăm că va fi bine și de aici încolo o să avem de povestit despre nunți, despre fotografiat, despre aer liber, despre a nu purta mască și ceea ce eu am înțeles, pentru că sunt generația de dinainte de Revoluție, că libertatea este cel mai important lucru din viață și nevoia de comunicare și modul în care spunem povești. Încep călătoriile și astăzi vreau să vorbesc despre câte baterii și de ce putem lua cu noi în avion. Urmează pentru mine și mă bucur foarte tare câteva călătorii cu avionul pentru a spune poveste nuntă și ca de obicei mă pregătesc. În fiecare an îmi refac setup-ul, îmi refac rucsacul și mă gândesc cum poate fi mai bine astfel încât să nu am probleme și totul să fie smooth. Teoretic, și asta spun reglementările internaționale, putem avea două baterii de rezervă. Asta o să întâlniți cel mai adesea la compania Ryanair, dar ceilalți nu sunt atât de interesați și vorbesc evident despre bateriile litiu-ion ale aparatelor foto pe care le cărăm cu noi în călătorii sau în vacanțe. Cel mai important lucru la bateriile pe care noi fotografii le folosim este să fie sub 100 de W și să conțină individual mai puțin de 2 grame de polimer de litiu. Bateriile pot fi ambalate corespunzător, de aceea eu mi-am luat o husă de transport ca să fiu sigur că nu atinge nimic bornele bateriilor și nu se poate întâmpla nimic și că sunt protejate. Bine să folosim baterii originale pentru că acestea nu se umflă. Poate că ați văzut acest fenomen la bateriile litiu-ion care sunt foarte ieftine. În 2 ani de zile eu am pățit ca bateria să fie umflată și să nu mai pot folosi. Ca să nu spun că în avion o astfel de baterie ar putea produce mari neplăceri. Așadar, sub 100 de W și mai puțin de 2 grame de polimer de litiu. Dar bateriile pe care le folosim noi sunt departe de aceste specificații. De exemplu, bateriile pe care eu le folosesc au 16,4 W, ceea ce înseamnă mult sub limita de 100 de W acceptată, însă eu îmi permit să iau două baterii în aparate plus încă 4 baterii de rezervă. Practic, câte două baterii de rezervă pentru fiecare aparat pe care îl folosesc. În total sunt sub 100 de W, iar ca și grame de litiu nu depășesc acea limită individuală. Există de altfel și o formulă de calcul pentru cei care sunt curioși câte grame de polimer de litiu există în bateriile lor. Bateriile mele, luate individual, conțin 0,684 grame de polimer de litiu. Aceste baterii pot fi luate doar în bagajul de mână, adică ceea ce ducem cu noi în avion și, cum spuneam, trebuie să fie bine ambalate, astfel încât să nu ajungă nimic metalic la bornele acestora. Ar fi și neplăcut să ajungi cu ele descărcate acolo unde îți este destinația. Oricum, cam cât ține o baterie? Cred că o oră de filmare și în jur de 1500 de cadre la bateriile pe care le folosesc eu, Sony NP-FZ100, dacă nu mă înșel așa se numesc, sau doar când fotografiez în jur de 2500, chiar 3000 de cadre. Ceea ce nu este rău absolut deloc,
Dar eu fotografiez cu două aparate la o nuntă, undeva în jur de 7000 de cadre, poate 4-5000 de cadre la o nuntă mai mică și de o durată mai redusă, până în 10-12 ore. Cele două baterii de rezervă pentru fiecare aparat pe care îl folosesc mă ajută să fiu sigur la orice nuntă pe care o fotografiez, chiar dacă și filmez, că durata de viață îmi va permite să iau toate cadrele foto sau video de care eu am nevoie. Există și încărcătoare mici, există acele încărcătoare de 5V, ca și cele de telefon cu cablu USB, și chiar cabluri pe USB-C pe care le folosesc să încarc aparatele, alimentându-le de la laptop sau de la orice priză, după caz. Însă, durata de încărcare este de minim 4 ore și cred că este o soluție doar dacă vrei să le încarci peste noapte. În timpul unui eveniment e destul de greu să faci asta. Evident, acasă folosesc alte chargere care încarcă o baterie de la 0 la 100% probabil în 2 ore, 2 ore și ceva. Aceste chargere sunt mari și mai grele, afectând astfel maximum de 10 kg acceptat atunci când duci rucsacul foto și evident că îl duci rucsacul foto cu tine în avion, doar nu o să lași la cală să fie trântit și manevrat, poate necorespunzător, ca și un troller cu haine. Teoretic, poți să transporti oricâte baterii de rezervă cu tine, unele companii aeriene sau în unele aeroporturi vei întâmpina probleme și probabil că două baterii de rezervă pentru fiecare aparat este suficient. Ia un charger cu tine dacă ești plecat o perioadă mai lungă, așa cum plec eu câte 3-4 zile, pentru că așa sunt legăturile cu avioanele. De la laptop le încarc dacă este cazul. Las un link în descriere și pentru alte tipuri sau modele de baterii, astfel încât să puteți să vă informați de la sursă. Vă mulțumim fain și servus de la Cluj. Pe curând!